Pancone este un tip foarte pasional, un tip foarte vulcanic. În ultimii ani și-a crescut nivelul pentru că eu l-am cunoscut și, mă rog, noi ne-am cunoscut când jucam încă împreună la Rapid. Apoi l-am urmărit și am fost coleg cu el la Rapid și când el a început, a debutat în cariera de antrenor și a crescut incredibil nivelul pentru că este un antrenor care este avid întotdeauna de cunoaștere și are o foarte mare, foarte mare pasiune. Acum, presiunea pe care cumva și el, dar și cei din federație au pus-o, era normal, dar în primul rând el, pentru că e un tip care pune foarte mare presiune asupra lui, a făcut ca să aibă acea reacție pe care o regretă. A spus-o și public. Și a cerut scuze chiar în conferința de presă și după public, meci. Pe care o regretă, sunt ferm convins, și din care va învăța foarte, foarte multe. Mie îmi pare rău că sper, nu știu, să fie cât mai puțin suspendat, poate, nu știu, poate doar două etape, dar e o lecție din care trebuie să învețe, pentru că e păcat ca această reacție să-i umbrească munca extraordinară pe care a făcut-o alături de acești băieți la Naționala Under-21. Încă o dată, a schimbat foarte multe lucruri, a venit cu niște idei noi, iar echipa, într-adevăr, a jucat un fotbal modern și un fotbal... Tine, cum vezi acest gest al lui Pancu și ce crezi că riscă? Asta este cel mai important. Suntem deja la rece, cred că și el s-a liniștit, nu mai are adrenalina pe care a avut-o imediat după meci la conferința de presă. Ce crezi că riscă? Da, cum vorbeam și în pauză, e păcat pentru gestul pe care l-a făcut. Îi umbrește foarte mult din succesul pe care l-a avut Naționala, dar eu sper ca să găsească înțelegere la comisii sau că ar fi păcat pentru el să nu stea și el măcar un meci pe bancă la acest campionat. Păcat de munca lui, dar... Ovidiu, tu spuneai că nu-i singurul care nu, a făcut așa ceva, că ai mai văzut cazuri de astea, am căutat așa prin fotbalul mare, nu am găsit decât în meciul gen Puchenii Mojneni cu Ciorogârla, nu știu, dau un exemplu, dacă se întâlnesc vreodată. E de divizii inferioare, dar deci, s-a întâmplat acum. Am văzut cazuri, chiar dacă n-au intrat pe teren, am văzut cazuri la Guardiola sau la Klopp, care s-au rățuit într-un hal fără de hal la arbitru și s-au dus spre el. Păi, dar nu i-a arătat pumnul pe arbitru. Mourinho a primit mingea într-un meci. Așa că... Semăna cu Gheorghe Tadici, Mourinho. N-au primit mingea. Exact așa a făcut. Gheorghe Tadici e unic. Deci spui că ar putea ca... Nu știu. Eu spun că problema principală este faptul că s-a întâmplat într-un meci cu Elveția și comisiile sunt... De ce sunt... spui asta? Comisiile sunt acolo. În Elveția. Elveția poate se uită la Euro la televizor. Adică se uită la Euro la televizor. Că au terminat pe 3 grupuri. Pe 3, da. Deci... Da. Finlanda pe 3. Doare. N-ai văzut și celebra presă din Elveția. Nici n-am știut că există, în afară de Blic, presă în Elveția. Am fost la meciuri în Champions League. Am văzut și un Basel Schalke și erau 3-4 ziariști, 5 ziariști elvețieni. Restul veneau pentru oaspeți. Da, interesant punctul de vedere cu comisiile care sunt acolo, însă nu cred că va cântări.